ai fratii caldare de tot. Așa-i când ai sufletul bun, mă înțelegi? Mi-a intrat atenția de nevoi speciale și m-am dus la magazin lângă căminul nostru de nefamiliști, la doamna Mirela. Super doamnă, pericol internațional. Cu ce ți servesc eu, Nică? Am spus, doamnă, ca de obicei. Ai ben la dozator și când vine lumea să umple cu sticla de plastic sau ce și-a ei, mai curge spumă într-o cană. Dar spuma aia tot beri, mă înțelegi? Și când se umple, mi-o dă mie. Și de la Kaiser, la cârnați de ăștia polonezi, îi sfoară aia la capăt și lumea nu vrea bucățica aia. Și atunci doamna Mirela le taie și alea tot așa mi le dă mie. Foarte buni, cu nou de la găini, excepționale, cele mai buni din toate. Și am zis că bine, Ionica, astea ca astea, dar cumperi tu ceva? Și am zis că da, doamnă, dar n-aveam decât 50 de bani la mine. Am zis că dați-mi și mie două felii de pâine. Una sampi dimineață la micul dejun. Și-a zis că, pe cum, cu 50 de bani vrei să cumperi două felii de pâine? Dați măcar una. Și-a zis, păi, dar tu n-ai văzut ce-o declarat premierul? Cât? Ce-o declarat? Crește puterea de cumpărare a românilor. E cea mai mare revenire economică din Europa, în România. Și-a dat și mie două felii de pâine atunci. Și-a zis, dă-i bani încoace. I-a dat 50 de bani. Ia de aici, Ionica. Și-a zis, cum îmi dați toată asta? Da, măi, înainte cu 50 de bani cumpărai două felii, acum cu 50 de bani, ditamu! Doamne, îți mulțumesc că a crescut puterea de cumpărare a românilor, cea mai mare revenire economică din Europa. Auzi! Ei, ce înseamnă să ai politicien capabil, frate? Îmi fac și un sandwich acum. Aha, aha, aha.